Și ordonanța Trenuleț a fost publicată în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă că măsurile fiscale adoptate pot fi aplicate. Ordonanța vine cu o serie de măsuri noi sau vechi, printre care 200 de lei netaxați la salariul minim, creșterea valorii amenzilor de circulație, amânări în aplicarea legii educației, dar și în cazul pensiilor speciale pentru primari. Ce mai prevede ordonanța Trenuleț? 200 de lei nu vor fi taxați la salariu minim în 2024, la fel ca acum. Punctul de amendă crește de la 145 de lei la 165 de lei în 2024. Salariile bugetarilor cresc cu 5% de la 1 ianuarie 2024. Indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică locală și funcțiile asimilate acestora se majorează cu 5%. Salariile din învățământ cresc în medie cu 20% anul viitor în două tranșe, prima începând cu data de 1 ianuarie, iar cea de-a doua din 1 iunie. Sporurile bugetarilor se mențin la nivelul actual și în 2024. Instituțiile și autoritățile publice nu acordă anul viitor personalului din cadrul acestora bilete de valoare, cu excepția tichetelor de creșă. Sunt înghețate angajările în anul 2024 cu o serie de excepții. Munca suplimentară a bugetarilor va fi compensată doar cu timp liber, cu anumite excepții. Tranșele aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, care fac obiectul plății eșalonate neplătite până la data de 31 decembrie 2023, se plătesc eșalonat începând cu anul 2024. Începând cu data de 1 ianuarie anului viitor, indemnizația socială pentru pensionari este de 1.281 de lei. Pensiile speciale pentru primari se amână pentru anul 2025. Legea statutului feroviar se amână pentru anul 2025. Pensiile speciale ale judecătorilor și procurorilor nu se actualizează cu rata medie anuală a inflației anul viitor. Ordonanța Trenuleț amână o serie de prevederi și din legea învățământului preuniversitar. În programul Rabla 2024 nu se mai acordă ecobonusuri. Se continuă acordarea de etichete sociale din bani europeni pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde în valoare de 250 de lei în 2024 și de doar 125 de lei în perioada 2025-2027. De asemenea, se acordă în continuare pachete cu produse alimentare.